Salutare, mine, eu sunt Răzvan și bine v-am regăsit la un episod mai special. Ok, de data asta vom reacționa la un video. Frate, deci eu vreau să filmez, știți, și intrați în YouTube, frate, apăsați să filmez și efectiv mă scotea din YouTube. Așa că hai să intrăm în YouTube să reacționăm la acel video. Ok. Și nu uitați, dacă mai vreți episoade de acest gen, să apăsați butonul de like, fac. Ok, data asta vreau să reacționăm la un video intitulat Turul camerei mele. Foarte mulți care reacționează la turul, la video, reacționează la video intitulate Turul camerei mele. Ok, și din prima imagine, în prima parte a videoului, îmi dau seama că este un video foarte... Înțelegi ce vreau să spun? Deci, frate, de ce să filmezi cu camera de la telefon și cu mobilul? Nu înțeleg. Dar, în fine, hai, cu Dumnezeu înainte și da. Să dăm drumul la video. Hai, frate. Salut, eu sunt Daniel și asta este un nou vlog în care vreau să vă prezint casa mea, camera mea. În primul și primul rând vreau să știți că eu stau cu chirie câteva zile pe că... câteva zile. I-au zis, mă, el stă cu chirie câteva zile pe banii lui, frate, adică... Da, deci nu, să nu stai... El stă cu chirie pe banii lui, înțelegeți? Să stau aici, nu o să stau așa de mult. Nu o să stai Dar mult. Până atunci o stau aici. Hai să întorc camera să vă arăt. Uite, nu m-ați poza cu pisica, dacă o vedeți. Hai să întorc camera, să vedeți voi. Aici am un pat unde dorm eu foarte bine. Cu pern. El doarme foarte bine, what the fuck, voi vă dați seama câte gagici o tras, câte gagici o tras el pe acolo, îmi fai, mamă. De mamă, ce mișto e aici. Mamă, ce mișto e. Și e foarte confortabil, sincer, să fiu patul. Aici am o măsuță undulă pe pior. Care am aici diverse chestii. Eu zic eu noptiera aia, dar... da. Și un moș Crăciun de ăsta care cântă. Dar e de mult ăsta. Aici este un buton. Ia. Care cântă. What the fuck? Bă, ce e aia, mă? Deci e dintr-un joc horror în pana mea. Asta e telefonul lui mama. Da, știu, un Samsung S1, al meu S5. Da, să mai încetul. Așa, S7. Și am o mică o problemă cu televizorul ăsta. Nu se deschide. Nu că nu e în priză, că știu că... Că nu e în priză, dar e o mică problemă. Frate, ce mă interesează pe mine că ai o problemă cu televizorul? Pur și simplu zici, am problemă cu televizorul și nu merge. Nu stai acum și mi-ai explici de ce nu merge, what the fuck? Nu merge, nu se deschide, așa că mi-am cumpărat un Samsung. Vedeți? Firma Samsung. What the fuck, de ce tot... Ne arată televizoarele lui, ce mă interesează pe mine că e de la Samsung, pe bune acum. Ia să fac mai clar. What? Mă rog, e Samsung, uitați, dacă deschid acum, mi-am luat și telecomandă nou la televizor. Doamne, ăsta e observat de televizor. Oare, atunci nu se vede. Eu mă rog, e Samsung. What the fuck, e aparat asta la baterie. Asta e... Am 3 telefoane, uite, mi se descarcă, bă, nu pe bune. Ce zici, mă? Care 3 telefoane? Bă, ești nebun? Am 3 telefoane, am ăsta S5, ăsta la Pixi. Eu nu cred că se vede. Și iPhone 7, dar e la reparat. iPhone 7? Aici am o pătură de 4 de ce, nu? Pentru de ce nu? iPhone 7, este copii, este să-l duc la reparat, uitați. iPhone. Să-l duc la reparat, dar dacă au păsat acum să-l deschidă, nu merge. Nu merge să-l deschid. Și aici e o cutie de Lego, că sunt fan Lego. Sunt niște căști de gaming, care sunt foarte mișto la geometrie, dar cum se aude. Ce zici, mă? Geometrici? Sau așa au zis? Da, joc ne-ai găsit și tu, frate, adică... Să ce-mi spune, ascult telefonul. Aici am diferite chestiuni, ca să cu ceva, ce sticlă de apă.
Aici am ghiozdanul pentru școală, îl țin aici și ceva care îi pun haine. Și aici am... Ceva pe care pune haine. Mai am un pistol, care deci dacă... De anul nu... Bă, deci mi-e frică să dacă să pocnești ca Și care pocnești, un... face un Da, fum. și care un pistol de jucărie și e frică să tragă cu el. Frate, bravo ție, că te frică. Cum o să-ți fie frică să tragi cu un pistol de jucărie? Da, și aici fac eu temele. Mi se pare mie sau aia e o masă de bucătărie. Pe bune, tu o să faci temele pe o masă de bucătărie. Asta eu mai stau la masă, mănânc. Ia uite, acolo și mănâncă. Deci unde își face temele, el acolo și mănâncă. Este destul, de aici am o lampă, dar mi se pare că mi-e pus în priză. Da. Aici am, ăsta e un dulap din față. Nu știu, acum că-l deschid, sunt haine. What? 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 Frate, deci are un dulap care se deschide cu fermoar? Cred că să-ți fie și titlul. Dulap cu fermoar? What the fuck? Și-s haine peste tot. Am dat și sus am niște Lego-uri. Și stai un pic să mă pun de față, să dau zon. Iată, acolo am niște Lego-uri. Nu, dar nu se vede că nu fi clar. Uite, acum se vede clar. Am niște Lego-uri. Deci de la ora 3 până la ora 7 asta. I-au zis, mă, el de la ora 3 până la ora 7. El face Lego-uri, mă, nu ca nu stă în fața monitorului și să uită pe YouTube, adică... Să-l fac robotul. Elicopterul a fost și el greu. E un elicopter și un robot cu super evoi, barcă de poliție, chestii, Spider-Man. Hai, mamă! Spider-Man. Da. Aici am o sobă de, știți voi ce face, căldură. Și acum atât a fost cu acest video, nu uitați să apăsați butonul de like, dacă mai aveți vloguri, să apăsați butonul de like și ne auzim de la viitoare. Pa, pa! What? What the fuck, mi s-a intrat în video unui Irafael. Mi s-a intrat în video lui Irafael. Da, frate. Foarte tare video. Ce zice, adică... Amela mea. Foarte tare video. Ați văzut că la sfârșit parcă s-a auzit o ușă și el a zis... Ok, gata, scoceți episodul, uitați dacă vă plăcut să apăsați butonul like. Sau parcă așa a zis. Parcă m-a intrat mama lui Cristian, mamă, zicea în gândul lui, mamă să nu zică mama ceva, doamne hai să închid filmarea aici, așa zicea, ok, cred că aici vom încheia și noi videoul, nu uitați dacă v-a plăcut să apăsați butonul de like și noi ne vedem data viitoare, pa, pa!